Cel mai mare rău pe care îl poți face cuiva nu este rău fizic, ci este rău prin ascunderea adevărului. Și cel mai mare rău în privința aceasta este ascunderea adevărului Sfintelor Scripturi. Poate ziceți, domnule, dar cine face treaba asta? Păi oricine se ridică, oricine se ridică să predice cuvântul și spune, eu nu m-am pregătit, acum ce dă Duhul? Care Duh? Că Duhul o da deja în cuvânt. Care Duh? Care Duh? Ăla este un rău pe care îl face oamenii. O rană sufletească pe care o face oamenii. Alea sunt buze înșelătoare. Buze care omul se înșeală pe el însuși și înșeală și pe alții. Da? Când este amestecat grâu cu neghina, când este amestecat cuvântul lui Dumnezeu cu bazaconile oamenilor, cu experiențele oamenilor, cu poveștile oamenilor, cu tot felul de idei ale oamenilor. Sunt mulți oameni care chiar spun povești și experiențe și tot felul de lucruri despre care știu că nu sunt adevărate, dar le se par niște ilustrații foarte bune. Cuvinte înșelătoare, cuvântul lui Dumnezeu este acela care este adevărul. Cea mai mare rană spirituală pe care o putem face cuiva este să ascundem adevărul lui Dumnezeu de ei. Este rău să ascunzi orice adevăr pe care ar trebui să-l spui. Nu toate adevărurile trebuie spuse. Acum, frate Sorin, nu vine dimineața să-mi spună ce-i în caz la el. Nu-i treaba mea, înțelegeți? Dar este un adevăr pe care trebuie să-l spunem. Și ascunde adevărul pe care trebuie să-l spunem persoane căruia trebuie să-i spunem este un rău.